Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Alpaca și ce dracu e numărul 1 în trending? Ai de pula mea, s-au dus zilele de glorie în care le vedeam pe Florinel pe aici. Ia stai, că e și el numai că pe locul 2. Să mor tu că-ți dau manele la rând în trending. Ciao șeful, ce mai faci? O duci bine? Soția pe acasă? Copiii pe masă? Bun, bun, bun. Uite, astăzi vreau să discutăm despre o chestiune care în ultimul timp o văd din ce în ce mai des și începe deja să mă streseze. Și anume calitatea mizerabilă, execrabilă de tot râsul a majorității clipurilor ce îmi răsar zilnic în recomandări. Dacă n-am apăsat pe chestii genul, te rog, nu mi le mai recomanda! Ei bine, după cum poate unii deja știți, eu am mai făcut clipuri pe tema de ce YouTube-ul din România e de căcat? Dar ei bine, nu știu dacă în clipurile alea am atins de fapt problema principală din spatele eșecului contentului din România. Așa că o să încerc acum să vă dau niște lumină și în privința asta. Dacă ai foarte mici dubii despre prietena ta, am o întrebare pentru tine. Tu, sincer, cine crezi că e vinovat dacă un clip e de căcat sau nu? Poftim însă așa timp. A trecut. Ei bine, pot fi mai multe cazuri, ai dreptate, dar în spatele tuturor cazurilor astea stă până la urmă un singur om, și anume YouTuberul și în fine creatorul clipului respectiv, ownerul canalului plus minus editorul dacă își face singur clipurile. Acum faza e că, indiferent de exemple, indiferent de clipuri, de idei, că vai doamne, poate videoul e genial, numai că pula mea, cineva nu a știut să editeze bine sau, ba pe invers, că am auzit și de astea. Editul e superb, mirific, mirobolant, dar ideea generală a clipului e de tot rahatul. În oricare dintre cazuri, vina e a ăluia care îl face, ăla care îl aprobă, ăla care apasă pe butonul de upload și ăla care așteaptă după aia să curgă view-urile și în cazul ăsta curvele și banii. Flex me up, baby! Dacă ea mereu adoarme și n-o mai face des. Deci, da, demonstrativ și ținând cont că sunt conștient că vor exista tot felul de sugaci care vor să scuipe tofu cu foc pe ceea ce spun eu, dacă un clip e de căcat, vina pică pe ăla care l-a făcut. Poveste încheiată, finish, end of the story. Dar problema se pune și altfel acum. Fii atent, că asta probabil e mult mai importantă decât probabil orice altceva. Dacă un clip e de căcat, atunci de ce e în trending? Sau mai bine spus, de ce are view? De ce se uită lumea la ele? Adică dacă ceva e inferior, nu ar trebui să aibă și view-urile în directă legătură, adică să fie și ele la fel de inferioare și josnice ca și clipul în sine? Ei bine, apare nu. Nu știu cum să zic eu ție, dar aici sunt o grămadă de factori care stau la baza ideii că dacă ceva e de căcat, nu numai că va prinde, dar va prinde și bine de tot. Totuși, poate că te întrebi încă de ce și ei bine, și eu mă întreb același lucru, dar răspunsul e destul de simplu. Acest stobele, vă rog. N-am tobe, asta e masa mea. Spiritul de turmă. Vai, dragă, ai văzut ce a făcut ăla? Ai văzut ce s-a întâmplat? Mamă, n-am mai văzut așa ceva. Și inclusiv și, uite bă, ce de căcat e ăsta. Deci da, acum poate că înțelegeți mai bine de ce un căcat poate să pută mai tare decât o floare. Pentru că o floare între căcați se ofilește și moare. Dar un căcat între flori încă se simte. Arată-i coio, arată-i coio, arată-i coio, iubești. Acum că ne-am prins de ce un clip, indiferent de cât de nașpa o fi, trendingul încă va reprezenta un loc pentru el și am descoperit și marele vinovat din spatele lui, a rămas să mai vorbim despre un lucru ce nu e des adus în atenția publicului și anume modul de gândire. Și în particular modul de gândire al individului în cauză și anume YouTuberul. Ei bine, voi trebuie să înțelegeți că atunci când faci ceva și când trebuie să-l faci constant, ca și YouTube-ul, spre exemplu, bine, except numai pe mine care poți să 7 luni, creierul persoanei ălea trebuie să dezvolte niște șorcaturi, niște scurtături ca ce face el să-i fie cât mai confortabil, cât mai la îndemână și de aici se spawnează și videourile cu reacturi și melodii de 2 lei.
Muncă puțină pentru venituri mari. E logic în pula mea. Dacă ai de ales dintre a face un clip cu Minecraft în care, vai doamne, ai făcut o casă din dirt și în a face o animație cum ar fi roboții de la maimuțele creative Codin și Ramo, pentru același reward, pentru aceeași, nu știu, orice vrei tu, orice spasă ție, view-uri, bani, curve, lapte, tot ce vrei, e bine, da, vei alege ce e mai simplu, pentru că de ce nu, frate? Animația ia timp și talent ca să o faci, iar pe când un clip cu Minecraft, nu. Deci, de aceea eu consider că dacă ceilalți nu ar încerca să copieze motamo concepte de la alții, mai aminte video gen plaș că e exact așa cum e, pe ideea că uite bă, ăla face view-uri, hai să fac și eu, tot YouTube-ul ar fi un loc mai bun, mai frumos, mai fără cancer în general. Dacă vrei să faci ceva, fă-o ca tine, nu ca altul. Adică e normal să te inspiri în pula mea, dar de la a te inspira până la a copia și numele e cale lungă, frățică. E ușor să faci ceva doar pentru că face view-uri la altul, pentru că așa ești sigur că va merge și la tine. Dar în schimb, nu mulți riscă să facă ceva nou, pentru că ce e nou nu are și succesul garantat, nu? E, puțin ca și Codrin, spre exemplu, încă mai fac clipuri care efectiv nu au nicio treabă cu nimic. Nu se bazează pe trend sau pe Demir Cei, face efectiv ce trece prin cap și atât. Poți să explici clipurile alea? Nu neapărat. Deci flex, 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 flex. Arată-i penis, arată-i penis, Nico îndrăgești. Da, ai dreptate. Bine punctat că în lumea asta mereu va fi un cineva care va aprecia munca depusă de un altcineva, indiferent dacă e bună sau nu. Adică cine știe, poate unii care ascultă o melodie de multe ori nici nu vin pentru melodie acolo, ci strict pentru ăla care o cântă în pula mea, să dea o labă pe ea. Eu cu Shakira am fi un exemplu perfect pentru asta. Oh, da! Arată-i coiul, arată-i coiul. Să fii fake în industria media sau în fine pe YouTube și așa mai departe nu reprezintă ceva nou de care să nu mai fi auzit până acum, presupun. Știu, dar vezi tu, nu toți o știu. Și de multe ori când cineva află sau dă cu nasul peste adevăr că vai doamne, știm cu toții despre cine e vorba, Iliuță boy, e fake. Că nu e cum și l-au închipuit ei în bazmele lor de Mihai Creangă, see what I did there? Mor doamne, mor și sărca arșcă, bă, vedeți că v-am spus eu. V-am spus, stai să fac un accent de la de retard. V-am spus eu că Elie nu e așa cu minte cum credeați voi. Ah, acum arată moia la cameră. Și da, pe cât de puieril și stupid poate să sune asta, da, chiar există persoane de genul, incluzându-mă și pe mine. Știu că mulți sunteți, wow, da frate, ai dreptate și eu am simțit asta, wow! Ei bine, nu doar tu și problema cea mai mare e că nu suntem puțini care observăm asta, suntem mulți. Suntem foarte mulți și poate prea mulți încât să cred că niciunul nu a ridicat până acum vocea să le-o spună și lor. E rândul tău să te afirmi, să te faci auzit. Scoală-te și dă-i la muie, fă-i ceva. Și aici nu e vorba doar de Ilie. Aici e vorba cam de 90%, asta o zic minimalist, minim, din youtuberii pe care îi știi tu acum la momentul de față, pe la care te uiți, la care nu știu ce faci. Știm cu toți ce faci de fapt. Oh, da! Și asta a fost și videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, chestii. Și îmi pare rău, fraților, că nu postez mai des. Știu. 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 Măi, Bobiță, cum te cheamă, mă? Mariane, te rog, nu mai plânge. Te rog eu, nu mai plânge. Mă întristezi. Dar sunt proaspăt mutat și încă încerc să mă obișnuiesc cu Bucureștiul și pe lângă asta facultatea plus tesii care se cacă peste tot prin casă. Aveți pozele cu voi ne curățând live pe Insta dacă vreți să vă scârbiți și voi. Dar o să încerc să vă fac o promisiune. Am zis că încerc, nu sări cu chestii pe mine, că eu încerc să vă fac o promisiune. Și aia că în fiecare joi de acum, azi fiind joi, o să încerc să pun o nouă parodie animată discutând teme alese de voi, ba de pe Insta, ba de pe Facebook, I don't know, poate de pe Discord, avem un server de Discord, dacă vreți să intrați în descriere, l-aveți acolo, I don't know. Voi doar dați pe clopoțel ca să vedeți când apare video și un follow pe Insta neapărat să-mi bag pula pentru că am făcut 11K astăzi și Jessie e cute. Deci câinele meu e cel mai cute câine la care vrei să te uiți pe Insta, trebuie, las-o pe Jessie a lui Ilie, Jessie. Tesi
știri, 50, 500 de miliarde de ori mai șmecher, 69, 69 de miliarde mai șmecher decât Jesse. Pare rău, true facts, mama mi-a spus-o. Vă iubesc și la 3, ca de obicei. Alpaca King out. Unos, dos, tres. Respect! You so fucking precious when you smile. Hit it from the back and drive you wild, yeah. Girl, I lose myself in those eyes. Ah, ce-am vorbit, Antonio!